auzit că îți cauți o pereche de căști. În continuare îți voi prezenta argumentele pentru care merită să iei în serios și varianta de a-ți cumpăra Genesis Argon 500. De ce sunt așa tari? Pentru că le poți folosi pentru telefon, tabletă, calculator sau chiar consolă. Au chiar și un fir de prelungire a cablului, dar și microfon detașabil în cazul în care nu ai nevoie de el. Acestea se pliază pentru a ocupa mai puțin spațiu și sunt reglabile pe dimensiunea capului, izolează zgomotul din exterior foarte bine și sunt foarte comode. Combinația de culori iubită de oricine, negru-roșu, Genesis Argon 500 beneficiază de materiale foarte solide și rezistente. Vom întâlni material textil cu burete foarte moale la pernițele cupelor, plastic solid pe exteriorul acestora, balamale și banda de reglaj metalice, cea din urmă fiind îmbrăcată în plastic dur, iar partea de sus o nouă perniță cu burete îmbrăcat în piele ecologică. Confortul este unul din principalele avantaje, iar din acest motiv nu te vei simți niciodată obosit și nu le vei simți grele pe cap, deși ele cântăresc 732 de grame. Cuperele se rotesc în două moduri, de la jumătatea acestora pentru a se mula mai bine pe cap și din partea de sus unde există o balama ce le strânge pentru a avea o pereche de căști mai compactă dacă ai nevoie să o transporti. Căștile nu beneficiază de iluminare, aceasta ne fiind o problemă pentru mine, de multe ori testând și modele iluminate ce îmi dădeau o senzație ciudată pentru că vedeam cu coada ochiului lumina reflectată în lateralele monitorului. Pe fir prezintă și o consolă cu care puteți modifica volumul sunetelor auzite în căști sau puteți opri porni microfonul. Cablul este îmbrăcat în material textil și are o lungime de 1,4 metri pe un singur conector jack, iar dacă doriți să împărțiți cablul în clasicele conectoare roz și verde, se mai adaugă un prelungitor de 1 metru. Această adaptare face Genesis Argon 500 să funcționeze pe mai multe dispozitive, unele având nevoie de un singur conector atât pentru sunet cât și pentru microfon. După o săptămână de utilizare, vă pot spune ce îmi place și ce nu, în ce condiții le-am testat și dacă merită să le cumpărați. O să încep chiar cu acest aspect, prețul fiind unul foarte accesibil, numai 139 de lei, iar pentru ce oferă, eu le consider perfecte. Am ascultat muzică și diferite podcasturi pe telefon, se descurcă excelent, le-am ținut conectate la PC și m-am jucat diferite FPS-uri, unde auzeam totul în jurul meu, pașii amicilor nu vor mai fi un secret pentru tine. Volumul este ridicat, căștile se aud foarte tare, inițial fiind un greu cu modificarea acestuia din consolă, folosind un deget, dar dacă folosiți două, rotația se face foarte ușor și veți câștiga și timp. Mi-ar fi plăcut ca această consolă să fie mai jos pe cablu, nu atât de aproape de casca stângă. Aceasta este amplasată pe fir, fiind fabricată dintr-un plastic foarte ușor și nu se va simți deloc grea. Ar fi fost drăguț să fie puțin mai compactă, dar nu-i deranja nici așa, rotița de reglare este foarte ușor de accesat în acest fel. Un lucru pe care nu-l făcusem de mult timp a fost că am putut asculta muzică cu ele fără să le pun pe cap, doar lăsându-le pe birou. Cu siguranță se potrivesc perfect dacă aveți PlayStation sau alte console ce necesită conexiune printr-un singur conector jack și vă puteți bucura și de microfonul ce se atașează în casca stângă pentru discuțiile în timpul jocului. În concluzie, mi se par potrivite pentru orice activitate, iar prețul foarte scăzut le fac un best buy al momentului.